Liviu Andrei spune că misiunea sa este să informeze cetățenii despre realitățile din oraș și să se asigure că problemele lor sunt rezolvate. El consideră că banii publici ar trebui investiți cu cap și că cetățenii Târgu Jiului merită mai mult. Proiectele pe care le-au făcut sunt prost făcute, de oameni nepricepuți, n-au trecut decât foarte puține zile, săptămâni, când piatra a început să iese, copacii acolo se usucă, băncile alea sunt bătaie de joc, prețuri de 10 ori mai mari și dacă vine un bătrân nu poate să se sprijine pe ele, pentru că o să cadă. E totul făcut alandala, fără un gram de specialitate băgată. Un om specialist, un om care știe să pună toate lucrurile cap la cap, să gândească logic și sănătos și să facă o treabă bună. Nu s-a făcut. Nu am filmat numai acolo. Am filmat și străzile, strada Victoriei, am filmat și Tudor Vladimirescu la fosta fabrică de confecții, în care n-a trecut o lună de zile, sunt gropile cât totul de mari, bordurile de pe margine sunt căzute, pentru că totul a fost făcut pe repede înainte, pentru ca să spoiască, să acopere, pentru că acolo se poate fura, se pot bani înstrăina foarte ușor. Lucrările au fost făcute de firme care nu știu cum să facă lucrări de calitate și în condițiile acestea s-a văzut că n-a trecut bine o săptămână, două, trei, o lună și deja sunt gropi, e spart asfaltul, totul este făcut aiurea. Iar acolo în parcul Tudor, care nu este un loc emblematic, un loc cu încărcat de istorie acolo. Acolo trebuia găsi cineva care știe să facă un proiect sănătos, iar ceea ce pui acolo să țină, iar să se ia în considerare. Cine vine în parc cel mai mult? Bătrâni, pensionari. Bun, fă-le ceva ca să poată să stea, fă-le ceva ca să-i atragă. Cine mai vine în parcul? Oamenii care vizitează Târgu Jiul. Când vin, dacă ai norocul ca să fie niște doamne cu tocuri încălțate, mai bine nu intră, că își pierd tocurile pe acolo. Toate proiectele sunt făcute pe repede înainte, pentru ce? Pentru a arăta că, vezi, doamne, cât sunt de mari, câte proiecte au făcut ei, pentru a le face și când, acum, în perioada asta de alegeri, să vadă lumea că spoiesc pe deasupra, oamenii nu știu dacă e de calitate sau nu e de calitate. Iar misiunea mea este să înștiințez pe oameni să știe că lucrările au fost făcute prost și că au fost făcute pentru alte motive, pentru a-i păcăli și a-i lua votul. Ori eu nu accept așa ceva. El a promis că dacă va fi ales primar, va pune accent pe calitatea lucrărilor publice. Liviu Andrei consideră că o administrație eficientă și onestă este cheia dezvoltării durabile a orașului și bunăstării locuitorilor săi. Partidul Alianța Național Creștină susține că va continua să monitorizeze și să semnaleze deficiențele în lucrările publice, încurajând cetățenii să fie vigilenți și să raporteze orice nereguli.